Domnilor și domnilor, până ajungem înapoi la Ciucurova, caz este cu bătaie, bătaie mare, o să vedeți exact, secvențe epocale. Mergem acum către situația lui Laurențiu Reghecam Junior, numit Bebeto de către familie, al doilea fiu al lui Laurențiu Reghecam, pentru că între timp mai are un băiat și se pare că va mai fi un copil din relația cu Corina. Numai că Laurențiu Bebeto, așa cum se spune, a devenit vedetă nu numai prin numele lui, ci și prin câteva prestații în zona media, lucru care pare să că l-a enervat foarte tare pe taicăsu, care trebuia să aibă sufletul plin de bucurie, adică Laurențiu Reghecam să zică: Doamne, cât de mândru pot să fiu că băiatul meu a ajuns într-o asemenea situație. Hai să vedem exact ce am aflat din interior, prin urmare surse apropiate ne-au declarat următoarele. O să avem și o reacție a lui Laurențiu Reghecam, așa cum se cuvine. Sursele spun așa: după ce Bebeto a apărut în filmul Complotul Bonelor și în reality show-ul de la un anumit post de televiziune, Laurențiu, seniorul, adică, a trimis notificări în care a cerut să fie eliminate secvențele cu fiul lui. Filmul, apropo, va apărea pe Netflix. Mergem mai departe. Vedem că băiatul, Bebeto aici, are un tricou cu mama lui. Cea din acea imagine este chiar într-o ipostază foarte sexy, Ana Maria. S-au adunat avocați și au ales să meargă înainte cu băiatul, adică să-l susțină. Asta înseamnă în sensul în care să nu scoată secvențele cu Laurențiu Junior. Bebeto i-ar fi dat un mesaj dur, ultimativ, tatălui, în care i-a spus că dacă nu își dă acceptul, va face o conferință de presă în care va spune multe lucruri neplăcute. Întâmplător sau nu, Laurențiu Senior a dat acceptul fiului. Ipotezele spun că antrenorul ar fi vrut să aibă o negociere financiară cu Ana în schimbul acceptului. Așadar, câteva amănunte de-a dreptul incendiare. După cum vedeți, situația este departe de a se fi calmat. Ana nu mai intră în sfera publică să vorbească despre, iar cei care urmăresc noul reality show cu Ana Maria Prodan observă că Laurențiu Reghecam a devenit o temă mai degrabă colaterală, se mai povestește, mai apare cât o fotografie în casă, nu mai este ca acum un an de zile aproape o obsesie și din informațiile pe care le avem, chiar și Ronald Gavril i-a spus Anei într-un ceas de taină și de sfat că ar fi mai bine să nu-l mai păstreze în viața ei pe Laurențiu Reghecam, pentru că atâta vreme cât se mai gândește la el, e ca și cum ar fi prin preajmă și cu siguranță că mai degrabă asta îl ajută pe Laurențiu Reghecam decât să o ajute pe ea, care ar trebui să-și vadă mai departe de drum, după cum spunea și băiatul, că mama asigură tot în acest moment. Îl avem alături de noi pe maestru Cristian Sârbu, îl salut dacă este în direct. Bun găsit, maestre! Bun găsit ție, bun găsit tuturor. Bun. Îmi face din nou plăcere să apar la emisiunea voastră. Bun. Ata, în special, Cristian. Foarte bine, mulțumesc foarte mult. Maestre, așadar, Ana Maria Prodan a facilitat, probabil că prin ea a pornit, apariția băiatului într-un film artistic de succes, care a apărut în cinematografe, numai că tatăl a cerut ca fiul lui, după apariția filmului, deși despre film și despre filmare s-a vorbit îndelung, adică n-ar fi o surpriză, iar premiera filmului a fost numai la început de an. E adevărat că domnul Reghecam nu locuiește în România, fiind deocamdată antrenor în țările arabe, să scoată băiatul din film. Ana ar fi trebuit să ceară înainte un accept de la Laurențiu Senior, sau nu? Ar fi trebuit, Cristian. Legea spune foarte clar, în cazurile în care apar minori, trebuie minorul, pentru orice ce face, pentru că el are doi părinți care sunt doi tutori, indiferent că ei mai sunt sau nu sunt împreună, pentru orice ce face minorul, ai nevoie de acceptul ambilor părinți, nu doar de al unuia. Dacă vrei neapărat să ai nevoie doar de un singur accept, trebuie să faci acțiune pe instanță și să-l obligi pe celălalt părinte să-ți dea acceptul. Dacă nu se face acest lucru, ne aflăm în situația de față. Adică Ana
a făcut aceste filme, a apărut, ea nu s-a gândit că o să existe aceste reminiscențe juridice, ca să spun așa, dar acest lucru s-a întâmplat. Deci este nevoie și de acceptul lui Laurențiu. Indiferent că ne place sau nu, gândiți-vă că ar fi putut să fie această situație și viceversa. Adică și dacă ar fi fost copilul, dau un exemplu, la el și l-ar fi promovat în nu știu ce filme sau spoturi publicitare, și el ar fi avut nevoie de acceptul Anei Marie. Dacă nu s-a întâmplat acest lucru și situația este exact invers acum, ori primește acceptul lui, măcar pentru ceea ce s-a filmat, măcar pentru ceea ce a apărut, să-și dea acceptul, dar de acum încolo trebuie să-i ceară acceptul, pentru că să nu uită, este vorba de un minor și pentru un minor ai nevoie de acceptul ambilor părinți. Bun, pe de altă parte, am putea spune, noi vorbim acum de film, în reality show, sigur că există aluzii la tată și atunci tatăl poate că avea, având resentimente și situația nefiind rezolvată și fiind o apariție cu caracter permanent, putea să zică, stai o secundă, domnule, vă luați de mine, atunci ia, hai să vedem. Dar nu ar fi trebuit, acum vorbind așa, moral, ca acest accept să fie o formalitate din partea lui Laurențiu Regecanf, pentru că eu sunt convins că dincolo de aceste resentimente, orice tată normal, când își vede fiul în film, când Irina Margareta Nistor spune, Ana, nu știu cum ai fost un film, dar băiatul tău este absolut senzațional. Deci când există atâtea premize pentru ca acest lucru să fie un lucru bun pentru evoluția copilului, asta să nu fie o șicană? Bun, la reality show înțeleg. Eu vă zic. Te rog. Cristian, eu să știi că sunt de acord cu tine și acum mi-ai cerut o părere pur și simplu umană. Eu v-am spus, îi cunosc pe amândoi și pot să spun acest lucru acum, să afirm acest lucru. Dacă Ana ar fi avut inspirația să-l întrebe înainte, nu cred că ar fi fost probleme. În opinia mea, dacă mi-a cerut părerea pur și simplu acum ca o persoană particulară, dacă l-ar fi întrebat, faptul că nu a fost întrebat și a apărut și au apărut aceste imagini, aceste lucruri, arată clar că Laurențiu a fost deranjat. Sigur că acum orice discuție între ei apare o șicană și se folosesc copiii pentru a-și încă regla conturile dintre ei. Lucrurile sunt clare. N-ai cum să nu vezi lucrul ăsta. S-ar fi putut fără acest lucru, dar în opinia mea, Laurențiu nu închide ochii acum ca să n-aibă alte surprize pe viitor. Da, înțeleg ce spui. Repet, eu aș fi văzut acest film ca o realizare și poate că, dacă mi se permite, Laurențiu ar fi putut să dea un simplu mesaj și să zică, deși aș făcut-o fără acordul meu și legal îl puteam cere, sunt mândru de tine, Bebeto, și ai făcut un lucru foarte frumos. Ori discuția din spatele unui accept care până la urmă s-a primit, pentru că au fost băgați foarte mulți bani, a existat o discuție între Iura Luncașu, regizorul filmului, și Laurențiu Regecanf, au fost foarte multe implicații care, sigur, i-au pus și pe oamenii care au realizat aceste producții în dificultate, că probabil că nu s-ar fi așteptat să aibă asemenea probleme, totuși lucrurile merg înainte, a fost dat un accept. Înțeleg că accept a fost sub forma unei discuții extrem de tensionate și Laurențiu a dat acceptul. Deci în acest moment copilul este în deplină legalitate în aceste producții. Repet, asta ar fi fost. Hai să vedem împreună cu maestru Sârbu și reacția lui Laurențiu Regecanf, să vedem ce a spus Laurențiu în legătură cu toate lucrurile care apar apropo de acest subiect. Nu mă interesează ce declară ea sau avocații. Relația mea cu Bebe nu e pentru presă, fiecare e liber să creadă ce dorește, nu am nimic de declarat. Legat și de faptul că au apărut în presă informații că nu știm dacă e adevărat, că prezența sau, mă rog, în viața băiatului sau legătura lui Laurențiu Regecanf cu băiatul este sporadică, nu se simte o susținere așa cum s-ar fi cuvenit.
din partea un om care, pe care cu ochii mei l-am văzut adorându-și băiatul, dar asta era în altă perioadă, indiferent dacă băiatul a ales ceva sau altceva, e copilul lui. Și atunci există chichițe, există șicane, de ce să nu mai punem o strâmbă când se poate? Urmează să fie un proces acum. Laurențiu i-a trimis băiatului niște ghete, că poate îi cumpără. Adică e o, bătălia se duce în continuare. Divorțul nu s-a pronunțat, apropo. Asta vreau să spun. Acum, declarațiile ambilor, ambelor părți acum sunt subiective. Fiecare își apără punctul de vedere, cum este și normal. Lucrul acesta se întâmplă peste tot. Ce este mai important este, pe instanță, ce reușește fiecare parte să demonstreze pe instanță și ce reușește fiecare parte să convingă judecătorul. Iar în funcție de acest lucru, judecătorul va da această hotărâre și cu privire la divorț, și cu privire la încredințarea de copii, și cu privire la vizitarea copiilor, cum se va face. Eu nu știu acum dacă s-a cerut în ordinea în care am zis-o eu acum. Bănuiesc că totuși sunt mulți avocați acolo și bănuiesc că sunt minți destul de strălucite acolo. Adică care au interes să încheie odată și să stabilească raportul între cele două părți. Și atunci, în funcție de ce va dispune instanța, cum se va vizita, cum se va avea grijă, ce va dispune instanța în sarcina fiecăruia la contribuție. Vedeți că poate să dispună pentru reghe cam, nu știu, bani, poate să dispună materiale, habar n-am, ajutoare de orice fel, de orice natură. Instanța este liberă să dispună orice crede de cuvință. Dar în același timp sunt și îndatoriri pentru ambele părți și obligații. Nu doar o singură parte are obligații, nu doar o singură parte are îndatoriri. De okay. Asta zic, acum, din ceea ce mi-ai spus tu, bănuiesc că nu mai este mult până se va pronunța divorțul. În secunda în care va ieși această comunicare de presă cu ce a stabilit instanța, cu cel mai mare drag comentăm să vedem ce Sigur. A avut în vedere, Sigur. Ce s-a dispus și ce se va întâmpla pe viitor în cazul respectiv. Mulțumesc mult, Cristian Sârbu, să ne auzim cu bine. O să mai fie săptămâna viitoare o înfățișare, probabil că vom mai intra atunci în legătură, să vedem exact ce se întâmplă și ce declarații se fac și ce pași se fac înainte pentru încheierea acestui conflict care deja durează de ceva ani de zile. Toate bune, mulțumim, maestre! Numai bine, numai bine, toată lumea să fie numai cu bine. Să fie numai cu bine, doamne.